Salutare, băieți, băi, noi tot aici suntem, am zis că mergem acum să vedem ce face domnul ăsta, care ne-a ajutat la început. Deci, sigur că ne va aștepta aici, na, hai să vedem ce mai avem de făcut. Mai e cineva pe aici? Alo? Alo? Am înțeles, sper să nu... Să nu fi intrat pe undeva. Păi pe unde oare e pomul ăsta? Unde e amicul nostru, mă, nebunilor? Da. Mi s-a cam făcut un pic foame și sete. Hai să văd pe unde ar putea fi un magazin pe aici, prin orașul ăsta. Chiar în partea cealaltă. Am înțeles. Da. Da, hai, o luăm pe jos. Nu știu pe unde ar fi showroom-ul, nu știu pe unde ar fi celelalte. Mă duc să beau un pic, să mă cumpăr ceva de mâncare și să beau un pic. Banii cash, da. Eu cred, am crezut că trebuie să... Da, deci ați văzut în episodul trecut, băgat ăsta. Nu, am băgat. So, nici eu nu mai știu ce să mai vorb. Nu știu ce am vorbit, adică da. Lasă pumnii jos, am înțeles. Biserica. În episodul trecut am dat examenul la pentru permis, pentru categoria B, pentru mașină. Deci, e simplu. Asta e. Dar, no. Am zis că voi edita, l-am editat, asta e. Deci, păi, mi-am făcut și un server de Discord. Hai să ne întâlnim acolo, să vorbim după aia, să vorbim acolo împreună, să spuneți ce idee ați vrea să mai vedeți așa pe viitor, un alta, că na, îmi place să ascult de voi. Dacă ei să fiți oameni, chiar oameni și, na. La clar că de aici și cine știe ce face. Nu știu pe unde e celălalt. Amicul meu nu știu pe unde e. Na, asta e. Mă, că este ceva magazin de medicamente. Bună ziua! Hai că bună ziua dacă e. Acolo cred că trebuie să plece medicul. No, nu-i bai. Mergem încet. Hai să vedem cam cât ar costa o mașină pe undeva. Trebuie să vedem. GPS. Secție remat. Am înțeles. Remat. Și acolo cred că e showroom și eu cum pot să ajung eu dincolo. Da, nu știu. Vedem încă cum aș putea să ajung eu dincolo. Poate vine un autobuz ceva până dincolo. Că nu prea aș... Aici nu prea aș avea încredere în toată lumea, adică, na, eu am înțeles că... Na. Da, vedeți cum face omul ăla, puteți să faceți și voi la fel, apăsați F9, am să mai repet încă o dată, mai apăsați F9 și acolo vă puteți schimba. Na, acum voi știți care tot e schema, voi știți ce sună David. Da, salut! Mă auzi? Alo? Bă, nu știu ce s-a întâmplat aici, dar... Da. Zic că mă sună David. Stai să... GPS, telefon... Apelează... Închide, am înțeles. Nu-l aud. Poate nu e configurat cum trebuie. Telefon apelează. David. Hai să vedem pe unde e David. Nu se aude. Mă auzi? Da, nu te aud. Am înțeles, nu... Deci nu știu, am înțeles, comercial, stai că minte. Da,
Nu, nu, stai Domnule! că... Aoleu, scuze. Domnule! Puteți să-mi dați și mie 500 de dolari în împrumut, vă rog? Ce? Ești pompă, da. Mă accidentez și da. Na, bun. Unde-i magazinul pește prăjit? What the fuck? De. Absolut vodka, apă, vreo trei bucăți. Da, n-am nevoie și eu de vreo trei bucăți acum. 3. Mi-am spart banii. Mi-am drink, gogoașă. It. Bun, da, apropo, am uitat zic că voi pune Discordul lor în descriere. Cred. O să văd că nici eu nu Ok. prea am intrat, deci, na. Asta e. Ce scrie aici? Garaj civil, dar de unde să-mi cumpăr eu, da, mașină? Da. Mai bine să-și dea foc ăsta care face de astea, că nu e roleplay ce facem. Dacă el crede că își cumpără repede o mașină și pur și simplu dă peste nume și una alta, nu e chiar indicat, să zic așa. Hai să mergem până aici să vedem. Bine că nici ce fac eu, adică pe unde trec eu, nu e chiar indicat, dar na. Sunt pic am puțin player la astăzi, dar na, asta e. Hai să vedem care... Să vedem ce e aici. Cred că de la autobuz să închiriez, să fac ceva, nu știu, nu pot să înțeleg. Șofer autobuz. E pentru a te angaja aici. Du-te și conduc autobuzul. Am înțeles. Nu știu dacă e pentru a te ascunde în bagaj. Da. Mă scuzați pentru sunetul pe care vi l-am creat, să zic așa. Da. Băi, mai ciudat un pic, mai nou, mai nu știu. Dar nici nu știu cum să pun, am înțeles, am aflat cum să prin farurile. Pe ce m-a apăsat? Pe X? Da, pe nu pe roșu, nu pe roșu, nu pe roșu, nu pe roșu. Asta faur poarta 4. Da. Nu știu pe ce am apăsat. Pe C? Pe C pun? Sau pe V? What the fuck? Pe Z, mă, pe Z. Da, am înțeles. M-am tădus. Eu, Batman, mă tăduc. Asta e, pe episoadele durează un pic cam mult, dar, na, n-am ce face. Cam până ne prinde care toată schema, na, e cum ar fi un live stream, ca să puteți să luați live stream, asta e, na. Deci, parcă n-am băut nici un pic de apă, din câte văd. Da, gogoș. Hai că mai avem unul aici. Scurios cam câți bani. Luăm aici, aici normal trebuia să fie stație. Da, na. Ok. Băi, fain. Fain făcut. Au și autobuzul STB, am înțeles. Poate vine STB-ul din România și zice, bă, ce? Mi-a face reclamă. Hai, trebuie să avem grijă de ce vorbim. Asta parcă ar mai mult n-ar fi autobuz, parcă ar fi microbuz. Pentru persoane care se duc la, de la oraș la țară sau invers. Deci, na. 86 km la oră. Normal am ieșit din oraș, adică n-are ce să... Hai să mergem aici. Durează un pic toată manevra asta. Dar vedem. Am înțeles. Apoi, bă,
Bun. Hai dincolo. Semnalizăm frumos, ne uităm în oglinzi. Mai semnalizăm încă de vreo 5 ori că, na, asta e. Băi, ce mult îmi place. E fain. Oare, băi, am și o întrebare. Așa să vorbim, știi? Ce ați vrut voi, să-mi lăsați în comentarii acolo, ce ați vrut voi să vedeți, să faceți mai mult, când ați fost copii? Ce ați vrut să faceți când o să fiți mari? Am o, na, fie întrebare poate chiar stupidă, dar, na, vedem, să lăsați acolo în comentarii, știi? Bă, eu tot timpul am vrut să fiu medic, nu știu de voi. Bună ziua! Hai că bună ziua, dacă... Am înțeles. Mă, tata, cu mâinile astea nu prea stăm bine, dar... Mă, asta e. Bă, dar foame să face de... N-ai stres, adică pur și simplu... Na. What the fuck? Da, am pus un oglind acolo, ceva... Na. Asta e. Bun. Hai că imediat ajungem la următorul. Vedem ce facem. Sper să nu ne e poliția. Că, na, n-avem... N-avem chef. Adică te-am înțeles pe... Haide să-mi trebuie și asigurare pentru... Că fac jobul ăsta de... De la autobuz. Na, nu știu... Ce să zic. E un pic cam... Dacă și ăsta e hard, atunci... Cam tot e hard. Până la urmă. Nu, asta e. Se mai întâmplă. Băi, eu filmez episodele astea seara. Seara e mai ok. Acum e mai ok decât în timpul zilei să filmez. Că ai mai multe idei, ai... Na, nu, nici eu nu s-o obosit. Am vrut să fac live stream vinerea trecută. Da. Tare obosit. Băi, îmi cer scuze că nu mai fac așa multe live-uri. Pentru că... E... Na. Sunt obosit. Când vin de la muncă, sunt obosit. Asta adevărul. Am un sper că o să mă înțelegeți, dar încerc pe cât pot să am câte după masă. Sunt de după masă, normal. Și... Cred că, doar cred, că o să am timp să fac dimineați live-uri, dar na, vedem cum o să fie. Na, bun. De pe care că aici trebuia să fie pus o stație frumos. Na. Asta e. Încercăm pe cât se poate, poate pe viitor să pun o stație, să fie și mai mulți playeri pe server. Deci na. Bă, semnalizez, dar se duce numai stânga, dreapta. Na, în fine. Asta e. Băi, apropo cu aia de la început. Vedem ce combinații facem pe viitor, vedem cum facem. Prima dată scură să am cât îmi dă pe jobul ăsta. Și... Da, pe când termin. Sper să nu mă trimite înapoi, că după aia clar că am terminat și pe aici să vă opresc videoclipul. Dacă mă pune de rău, na... Ia, centura se pune pe Z. Nu mai faceți scrie pentru vreodată dacă ați murit în RP. Sau? Nu, aveți centura pusă. Na, să știți și voi, da, am dat de mai multe ori ca să vadă că... E mai bine așa. E un sfat pe viitor. Bă, da... Tot timpul, da, tot. Na, hai, da, tot. 335. Am numărul nerocos. No, bun. Hai că am ajuns. Da, s-a zis că dacă mă pune să mă duc înapoi, am închis aici videoclipul, că și așa, cred că v-am plictisit. Asta, 14 minute. Ia playerul. Să vezi cum s-a băgat la vorbă cu mine, știi? Că, na, el e... Nu știu cum să văd playerii, la ID-uri. Asta e. Vedem. Da, da. No.
rămâi acolo. Băi, dacă intrați pe server și faceți ultimul fel, cum ar fi, vă cumpărați arme, cuțite și de astea, doar ca să omorâți playerii noi care intră pe server și să arătați că, bă, voi nu știu cum, să ai liniște că poți să-ți iei și tu warn. La fel ca mulți alții care și-au luat, vezi că sunt mulți care filmează până la urmă și nu știu dacă ar fi ok să faci așa ceva. Asta e un sfat pentru jucătorii noi care o să vină pe acest server și sper că ne-am făcut înțeleși. Eu unul tot timpul filmez, deci dacă veniți să faceți așa ceva, vă puteți lua warn, chiar și ban. Și nu știu dacă vă convine chestia asta. Ca să da. Să faceți așa haz, necaz, să vă bate joc. Că, da. Credeți că, wow, ce amuzant e să-ți bagi joc de cineva. Nu e. La un moment dat, gândește-te că ție o să-ți vine la fel chestia asta și nu o să-ți placă. Să vină unul ca tu, un exemplu, stai să muncești, uite cum fac eu acum. Cred că e vânt pe server. Dar nu știu, nu mă duc acum la play vânt. No, bun. Hai, tată, du-te. Nu vine nimeni, că numai un player am văzut acolo. Na, omul acum probabil vrea să facă mai multe eventuri în alta. Până asta cred că e ultima. Sau mă pune stânga-dreapta să mă duc. Ok, na, deja cam mult un pic. No, hai să vedem. Sigur o să mă pun înapoi de unde am venit să mă duc. Da, na. Vedem. Nu comentăm nimic deocamdată. Așa. Mă fain era să aud, știi cum... Bine, și zi-mi și mie cum vrei tu să mă întorc. Numai așa, că n-am. Acumva n-am cum. No, bun. Hai că ajungem aici lângă poliție. Poliție? Nu știu pe unde se duce toată lumea, dar n-am. Bă, nu-mi băga radio, că n-am nevoie. Deci ce numeric în remorcele. Sper să nu mă trăiesc că-ți dă unul. Acum are startul că... Na. Asta e. Nu te grebi, du-te înapoi. Da. Domnul meu, aș cam lua și eu niște bonus, nu? Da. Escolos pe unde... Mă pun. Da, e frumos. Făcut. Da. Vedem pe viitor ce o să fie. Bine, hai că eu aici v-am lăsat. Văd că trebuie să mă duc înapoi. Deci dacă ți-a plăcut acest episod, poate a fost un pic plictisitor, că nu prea n-a rol pe una altă acțiune, țac, pac, pup, puc, știi? Dar, pur și simplu, vedem. Deci dacă vreți, dacă aveți server de 5M sau jucați pe unul, să-mi scrieți în comentarii, să-mi lăsați și mie numele de la acele servere și pot să le testez. Să vedem, na, unde e mai bine. Că, na, că suntem în căutare, să zic așa. Deci, eu am fost în happy, sper că ți-am făcut ziua mai plăcută, sper că nu ți-am făcut-o prea plictisitoare, că de-aia e pe ăștia. Zi, cum e trebuie? Bă, tu. Zi, cum e trebuie? Dă-și ce-mi spune până la un garaj, domnul. Păi,
Dacă vrei să-mi pui pe GPS-ul din față. Scoateți-l dumneavoastră prima oară GPS-ul. Da, tati, a? Scoateți-l, că să-l pun eu, că nu mă las așa. Gata. Ai pus? Ai pus?